Deși acuzatorii au cerut 17 ani de detenție, judecătorul i-a dat lui Iurie Bolboceanu cu 3 ani mai puțin. Procurorul spune că va decide dacă va contesta sentința la Curtea de Apel doar după ce va studia sentința motivată. Despre absența lui Bolboceanu, procurorul spune că este dreptul inculpatului. Personal am văzut cerința dânsului de a fi examinat în lipsă. În ședință de azi fi pronunțat sentința în lipsa dânsului din motive personale. Care ar fi ele? Nu vă pot spune. Se află, da, în penitenciarul numărul 16, penitenciarul spital. Medicii au făcut o concluzie fiind posibilă etaparea acestuia în ședința de astăzi. Avocații n-au fost prezenți nici ei în ședință. Avocatul lui Bolboceanu spune că va ataca sentința la Curtea de Apel. Despre starea clientului său, apărătorul a spus că problemele de sănătate s-au agravat. E foarte gravă, că dânsul l-au maltratat, l-au psihic am în vedere că l-au maltratat. Nu i-au permis să ducă, treacă asistență medicală independentă, că aceasta este o bătaie de joc absolut, ce și am auzit azi. Mergem și la Curtea de Apel, Fostul deputat democrat a fost reținut în martie 2017, chiar în momentul în care oferea informații considerate secret de stat. Procurorii moldoveni susțin că informațiile furnizate de inculpat conțineau date concrete privind strategiile și tacticile unor reforme legislative naționale, date personale și vulnerabilități ale persoanelor cu funcții înalte în stat și date vizând evoluția tactică a acțiunilor de implementare a acordului de asociere UE-Moldova, informații cu potențial strategic în măsură să fie utilizate în dauna intereselor Republicii Moldova.